Chiar acum stăm de vorbă cu Gabi Torje, direct din Grecia, acolo unde fotbalistul joacă la una dintre cele mai tari echipe de fotbal de câteva luni de zile. Sper că ne și auzim, că-și de văzut ne vedem foarte bine. Te pup, Gabi! Eu nu vă văd. Lasă că te văd eu și te văd bine. Bună, bună, ce faci? Te pup, mulțumim tare mult că ai acceptat să intri în legătură cu noi, mai ales că știu că ești toată ziua foarte ocupat. De-abia ce te-ai întors acasă de la antrenament, corect? Da, acum am ajuns, de două minute am intrat în casă, am terminat antrenamentul. Suntem în perioada de pregătire, mai avem încă două săptămâni și începe campionatul. Joci la o echipă foarte, foarte bună din Grecia, Larisa, nu? Din câte sunt bine documentată. Așa, joci și bine la Larisa. De cât timp? De cât timp ești plecat din țară, Gabi? Am venit în ianuarie, am semnat aici. M-a prins și pandemia tot aici, am rămas în continuare. Am stat și după aceea, am avut o scurtă vacanță acum la sfârșit de iulie. Am fost acasă în România câteva zile și m-am întors, am reluat pregătirea. Suntem nou la pregătire, ne pregătim pentru ceea ce urmează în sezonul următor. Bine, acum să te întreb, dacă nu ți este dor de familie, pentru un fotbalist este absolut normal să stea departe de cei dragi, dar pentru tine a venit bine, nu, acest contract după o perioadă în care nu era în căutarea unuia? Da, 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 a fost o perioadă mai grea, o perioadă în care am stat acasă, am stat alături de familia mea, însă mi-era dor de fotbal, mă bucur că mi-am găsit aici liniștea, să zic așa, sunt foarte apreciat. Credeam că zici că te bucuri că ți-ai găsit iubirea, grecoaicele sunt frumoase. Vorbim de iubire acum sau de sport, că nu-mi dau seama. Păi știi cum, o driblăm, Gabi, capetele nu de fotbal, o dăm dintr-una în alta, nu? Da, da. Cum e în Grecia? Hai să le luăm așa, rând pe rând. Cum e în Grecia? Cum e Grecia? Cu frumos, restricțiile acolo? Cald, sunt în câteva state restricții mai mari, la ora 11-12 se închide totul, însă în anumite orașe e la liber, în anumite insule este totul la liber. Nici nu au fost foarte multe cazuri, din câte știu eu, maxim 7.000 de cazuri de când a început toată nebunia aceasta. Bine, mănuiesc că voi sunteți și foarte ținuți, bine ținuți sub control. Cum e? Mergi la antrenament cu mască? Ți-o dai jos când începe pregătirea? Chiar astăzi am făcut un nou test. În fiecare vineri facem test, toată echipa, staff-ul, tot ceea ce se învârte în jurul echipei face testul pentru a fi sigur că suntem toți sănătoși. Mai sunt șanse ca pe viitor să te reîntorci la Dinamo sau? Deocamdată am contract încă un an de zile aici, până în vara lui 2021, după aceea vom vedea ce va fi. Bine, bănuiesc că asta cu faptul că în Grecia terasele se închid la 11-12 pentru tine bine, pentru că știu că pentru un sportiv nu contează foarte mult somnul, liniștea, echilibrul. Corect, este adevărat, însă dacă vrei să faci ceva, poți să faci, să stai în fața casei, să stai până dimineață. Adică bine, bănuiesc că vă mai distrați între voi acolo, nu? Între colegi, ți-ai făcut și prieteni, cred, nu? Da, l-am și pe Stelianu Filip aici cu mine, cu nevasta lui, fata, suntem, e bine pentru că ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni încă din copilărie și, într-adevăr, avem un grup unit la echipă. Facem multe ori mese împreună, însă nu exagerăm pentru că nu este cazul. Cum arată o zi normală, o zi din viața ta în Grecia? Mă trezesc de dimineață, mănânc, beau cafeaua, mai stau în pat, mă uit la televizor, mă pregătesc, mă duc la sală, după care mă întorc, mănânc, mă duc la antrenamentul de după amiază cu echipa și seara mă joc puțin pe tabletă, mă uit la un film și cam asta e o zi din viața mea. Dar aveți și zile libere, nu știu, zile în care da, puteți să faceți ce vreți? Zilele libere, de foarte multe ori merg la plajă aici, sunt foarte multe locuri drăguțe unde poți să mergi. Prieteni mai pot veni la tine să te viziteze, să mai stea cu tine, familia, sora ta? Da, vor veni în septembrie, acum am fost și plecat în cantonament, vor veni cu siguranță să stea și la mine. Restricții sunt însă nu foarte mari, de foarte multe ori... Dacă îți dorești ceva, poți să obții. Însă dacă nu, găsești doar scuze că nu se poate face aia, nu se poate face la altă. Însă dacă îți dorești să vezi pe cineva, poți să faci eforturi și să vii. Cu toate că trebuie să faci un test. Și când am venit aici am făcut un test cu două zile înainte. Am fost testat din nou în aeroport când am aterizat. Sunt lucruri normale. Acum știi cum e, când spui Grecia, automat spui și petreceri, nu de alta, dar grecii știu să se distreze. Petreceri sau petreceri de român, muzică, cum e? E aglomerație mare acolo unde te afli tu? Sau e mai liniștită treaba? Nu știu, e un oraș
frumos, un oraș în care multă lume își trăiește viața frumos, foarte multe cafenele, restaurante, însă n-am avut timp și n-am avut starea necesară să mă duc la petrecere aici. Instagramul tău este plin de fotografii cu familia ta, cu nepoții, cu oamenii dragi ție. Nu ai zile în care te simți singur, chiar dacă na, Grecia e la o aruncătură de băzi de România? Toți cred că avem zile în care ne simțim singuri, însă nu sunt singur aici, deci n-am de ce să mă simt singur, sunt singur doar pentru că nu este familia lângă mine, mă refer la părinți, soră, cumnat, nepot, însă nu sunt singur aici. Bine, acum tot spre zona asta vreau să duc discuția. Nu ți-ai dori la un moment dat să ai și tu propria ta familie? Pentru că eu știu că am mai vorbit cu tine și ești un băiat așa, foarte așezat și cu picioarele pe pământ. Și cumva spuneai că la un moment dat îți dorești să se întâmple și treaba asta. O viață cât mai privată este o viață fericită. De aceea nici nu... și dacă sunt cu cineva sau dacă nu sunt, nu voi mai arăta, nu voi mai posta. Voi încerca să țin totul pentru mine, pentru că lumea vorbește mult, vorbește prost, karma, oamenii din jur vor rău, binele și așa mai departe. Mai bine să ai o viață privată. De ce spui asta? Ai avut de suferit de-a lungul timpului din cauza faptului că te-ai afișat cu iubitele tale? Nu neapărat. Pentru că știi cum e, când ai fost un băiat care a întâlnit un anumit număr de fete, când te-ai afișat cu una, toate celelalte au stat cu degetele încrucișate să nu-ți meargă bine. Știi? Și așa mai bine preferăm să stăm așa... Stai puțin, adică ce să înțeleg? Un fel de blestemul fostelor? Nu blestemul fostelor, nu la asta mă refer. Dar știi cum e? Nimeni nu vrea să te vadă fericit. Mă refer dintre femei, că poate multe și-ar fi dorit să fie cu mine, poate unele m-au văzut doar ca pe un trofeu. Da, ți s-a întâmplat vreodată să te sune vreo fostă sau să-ți dea vreun mesaj în timp ce erai cu actuala? Sau, na, într-un moment nepotrivit, să zic așa? Tu ai pătit chestia asta vreodată, în timp ce ești cu iubitul tău, să-ți dea mesajul vreun fost, de-al tău să te întrebe ce mai faci? Aici eu pun întrebările, Gabi Torje. Glumesc. Da, normal, am pățit-o și eu, toată lumea cred că o pățește. Toată lumea poate, dar nu este un caz foarte grav, adică nu suntem sălbatici, în moment ce vorbesc cu cineva sau sunt cu cineva și cineva din trecutul meu mă întreabă ce mai faci, o chestie de bun simț, e normal să vorbesc, să răspunzi. Gabi, dar tu ești un tip foarte liniștit, așa, foarte discret, nici prin cluburi, în România cel puțin nu mai ai fost surprins în ultimul timp, ești așa potolit, ca să zic. Cumva crezi că fetele din ziua de azi își doresc să apară, să iasă, să... Ți se pare că a existat o nepotrivire din punctul ăsta de vedere? Nu, eu ceea ce am trăit, eu de acum ce vă povestesc, nu vă povestesc din ce am auzit eu. În general, când am apărut în ziare, când am apărut peste tot, persoanele cu care am ieșit la masă sau persoanele cu care m-am văzut, au sunat și au zis, vedeți că o să fiu acolo cu respectiv. Merg la fond de cele mai multe ori. Nu o să stea nimeni după Gabi Torje. Da? Un caz foarte... Cred că nu te mai auzim foarte bine, cred că trebuie să ții puțin telefonul la vin, o să încercăm să refacem legătura. Gabi Torje... Noi cred că te auzim din nou. Ia! Ia să mai faci. Gata, te auzim. Bine, e bine ai revenit printre noi. De unde nu m-ați mai auzit? Ce anume? De unde nu m-ați auzit? Gata, acum te auzim. Se pierduse puțin conexiunea. Ziceam că de cele mai multe ori când am apărut în ziare, persoanele cu care ieșeam, care erau în preajma mea, mă refer de sex feminin, dădeau fonduri și așa mai departe să anunțe la ziar, de cele mai multe ori. E normal, dacă pentru eu ies în seara asta, sunt invitată de Gabi Torje, vezi că ies cu Gabi în oraș sau vezi că așa și... Corect. Bine, era un moment în care jucam în România, de cele mai multe ori am apărut când am fost în România, în perioada Dinamo. Dar ți-au făcut rău, Gabi, toate aceste apariții la un moment dat? Nu știu, pentru că un fotbalist trebuie să se concentreze foarte tare pe cariera lui, mai ales la nivelul la care tu performezi. Nu știu dacă mi-au făcut rău, dacă mi-au făcut bine. Sunt lucruri pe care le-am trăit, lucruri pe care mi le-am asumat și niciodată nu m-am ascuns după dege. N-am fost genul de om care să zic nu sunt eu, nu n-am făcut. Vezi, Doamne, eu sunt cel mai cuminte de pe pământ și așa mai departe. Mi-am asumat tot timpul ceea ce am făcut. N-am avut alte vicii. Nu știu dacă îl pot numi un viciu ăsta, faptul că m-am întâlnit cu
un anumit număr de fete în acum știi cum în e. Care am fost. Fiecare bărbat are viciul ăsta, mai ales când ești unul dintre fotbaliștii de top ai României. Tu ești foarte atașat de părinții tăi, Gabi, și ai o relație apropiată cu ei, cu dânsii. Fetele care, mă rog, ți-au, sau fetele cu care ai fost, au trecut și pe acasă, pe la părinții tăi, sau nu toate? Un criteriu foarte important pentru persoana care va sta lângă mine este să se înțeleagă cu familia mea. Pentru că eu nu mă voi dezice de ei niciodată, voi sta tot timpul în preajma lor, mai mult sau mai puțin, pentru că atunci când ne-a fost rău am fost împreună, când ne-a fost bine am fost împreună și nu o să mă schimbe niciodată și nu m-au schimbat nici banii, nici faima, nici momentele în care mi-a fost greu și n-am avut echipă și n-a fost nimeni lângă mine decât câteva persoane. Sunt lucruri pe care eu le-am notat, așa să zic, în mintea mea, în perioada în care n-am jucat în acel an de zile și cu siguranță voi fi mai atent pe viitor la ceea ce voi alege și ca prieteni și ca femei și ca tot ceea ce înseamnă persoane din jurul meu. Bănuiesc că părinții sau aici cel puțin mama îți spune destul de des: hai Gabi, vreau și eu un nepoțel, vreau și eu o nepoțică, vreau și eu o noră. Păi uite că mi-a luat-o sora înainte, a făcut, acum e ocupată cu nepoțelul cel... Îl vedem și noi în imagini. Da. O să vină vremea, toate la timpul lor, Dumnezeu îți dă atunci când știe că ești pregătit să ai un copil și nu numai. Și greutățile și lucrurile bune Dumnezeu ți le dă atâta cât poți tu să duci și cât când ești pregătit să le primești. Dar te vezi tată acum, de exemplu, în această perioadă a vieții tale? Da, da. Foarte frumos. Apropo de părinții tăi, citeam la un moment dat că tu ai oferit un interviu și vorbeai într-un mod emoționant despre ei și spuneai că așa cum ei te-au crescut și te-au sprijinit și te-au îndrumat și au fost alături de tine, așa cum și tu spuneai mai devreme, și tu în momentul în care ai ajuns să câștigi bani, le-ai întors și ai fost alături de ei. Cum ar fi reversul medaliei? Da, nu cred că banii sunt importanți ca să fii foarte fericit. Într-adevăr, mulți zic că banii n-aduc fericirea, însă e nevoie și de o stabilitate financiară pentru a avea liniște în orice familie, indiferent cum e ea, că stabilitatea financiară e cu 1000 de euro pe lună sau cu 10.000 de euro pe lună, este stilul tău de viață pe care tu ți-l alegi. Și depinde ceea ce vrei să faci. Dacă vrei să duci o viață de magnat și să faci o grămadă de figuri, poți să faci, dar s-ar putea la un moment dat să rămâi cu stomacul gol și sacul cât e din el, dacă nu pui la loc, se duce ușor, ușor totul. Ai spus că în perioada în care nu ai avut contract, acel un an de zile, ei au fost alături de tine și te-au sprijinit, pentru că emoțional e o perioadă grea în viața oricui sportiv. Te-ai gândit vreodată să te lași de fotbal? Nu. Nu știu. Iar ei au venit și ți-au spus, nu face prostia asta? Nu s-a pus problema de așa ceva. Din contră, perioada în care eu am stat acasă a fost pentru că am avut câteva oferte, însă financiar nu că erau oferte destul de bune, însă am zis nu. La un moment dat mi-au zis: ei, mama, lasă bani. Ai destule, ai realizat destule în viața ta. Gândește-te că du-te și joacă fotbal, fă ceea ce îți place, că nu ești fericit în casă. Înțelegi? Și sfaturi pe care ei ți le dau și când am ales să vin aici, nu m-am mai gândit câți bani îmi dau, dacă îmi dau, când îi primesc, dacă nu îi primesc. Știi că se spune că indiferent de cât creștem, rămânem copii în ochii părinților. Cât de des vorbești cu mama, cu tatăl tău, cu sora ta? Poate cu mama vorbești zilnic, te sună, îi ceri sfaturi? Cu mama, că mea vorbesc de 3-4 ori pe zi, cu taică-mă de 2 ori, cu sora mea o dată la 2 zile. Deci ești foarte conectat de familie. Da, vorbim tot timpul. Vorbim mai ales de în toată perioada asta când am fost plecat de la 21 de ani din România. În anul acesta fac 9 ani de când sunt plecat din România. Tot timpul am fost legat prin telefoane, prin camere de luat vederi, prin poze, videoclipuri și așa mai departe. Tu ești deja foarte obișnuit să locuiești cumva departe de ce înseamnă acasă. Hoteluri, mă rog, tot ce presupune a juca la o altă echipă. Sunt momente în care ți-e dor de casă, dar n-ai ce să faci? Sunt momente, clar, pentru toată lumea e așa. Sunt persoane care trăiesc în București, dar sunt din Timișoara sau din Vaslui sau din Botoșan sau din, eu mai știu de unde, și tot nu sunt acasă, chiar dacă ești la tine în țară.
Adică acasă este locul unde sunt părinții, nu faptul că stai în România și ești acasă. De ce ți este cel mai tare dor de acasă atunci când nu ești în România? Acum, sincer, de nepoțele. Ești tot timpul alături de el, pentru că de altfel și pe Instagram am văzut că îl postezi foarte des. Dar, de asemenea, nu știu, de o mâncare preferată pe care ți-o face mama, de... Mâncare știu să și gătesc. Sarmale nu fac, atâta tot. Dar sarmale nu fac. Îți gătești acolo în Grecia? Da. Ce-ți faci? Da. Vreau să știu. De toate. De toate. Deci ești numai bun de însurat, Gabi, ce să mai... Ești pregătit să fii tată, de gătit gătești, muncitor ești... Da. Ești și un fotbalist de succes, ce să mai le ai pe toate. Mai ai vreo, nu știu, mai ai vreo neîmplinire în momentul ăsta al vieții tale? Nu știu, există ceva ce ai fi vrut să faci și nu ai făcut? Faptul că n-am copil, atâta tot. M-a auzit? Bine, stai puțin, că nu e timpul pierdut, ești tânăr, adică nu e ca m-ai și cum... M-ai întrebat la momentul actual, ceea ce simt că nu am realizat. Asta nu am realizat. M-aș mai avea o ultimă întrebare. Spuneai că ești foarte discret cu viața ta personală. Există cineva totuși acum? Păi dacă zic acum, nu mai e discreție. Păi știi că suntem prieteni noi. Da, lasă că îți dau mesaj. Deci există. Am înțeles. Bine, păi, Gabi. De unde știi tu? Poate nu există. Eu citesc cum așa după privire și te văd. Știi că tu ai spus că tu nu ne vezi, dar noi te vedem pe tine. Știi că uneori echipul ne trădează. Pe mine ești... niciodată. Poker face. Poker face. Gabi, te lăsăm, îți mulțumesc și îți mulțumim de fapt foarte tare că ți-ai făcut timp. Te lăsăm că e weekend și la tine, da? Și poate ai și tu planuri de ieșit puțin pe afară, chiar N-am dacă se închide terasele. N-am niciun plan, mă duc doar să mănânc pentru că e duminica meci. Multă, multă baftă, să fii cel mai bun acolo pe teren. Și te așteptăm în România atunci când ai timp liber să treci pe la noi.